Salutare, eu sunt Ioana. Bine ai venit sau bine ai revenit în bucătăria mea și pe canalul de YouTube la o nouă rețetă culinară. O rețetă rapid și ușor de preparat, gustoasă și sănătoasă, potrivită pentru toată familia de la mic la mare. Este o rețetă care efectiv se face singur, adică nu are nevoie de niciun proces termic de coacere, fierbere, abur, prăjire, absolut nimic. Despre ce să fie vorba? Hummus cu spanac. Haide să-ți detaliez! Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele. 250 de grame de năut fiert, eu am folosit la conservă și l-am spălat, 85 de grame de tahini, zeama de la o lămâie, o lingură de ulei de măsline, 50 de ml de apă rece de la frigider și 100 de grame de spanac proaspăt, plus opțional sare și piper, dar nu este recomandată bebelușilor sub un an de zile. Cum procedezi? Pui în vasul unui blender sau al unui robot de bucătărie năutul, spanacul, apa rece de la frigider, zeama de lămâie, uleiul de măsline, tahini sau pasta de susan, sare, piper și amesteci la viteză mare până obții o pastă cremoasă. Transferi într-un castronaș, decorezi cu puțin susan negru și servești pe pâine sau pe pâine prăjită. Efectiv, atât de ușor se face acest preparat. Cred că îți ia maxim 5 minute dacă stai să te cronometrezi. Și îți poți da seama din ingrediente că este sănătos, iar eu îți garantez pentru gust. Și dacă ești o persoană adeptă a acestor mâncăruri sănătoase, gustoase, ușor și rapid de preparat, potrivite pentru toată familia, dar mai ales a acelor rețete care se fac singure, adică nu necesită niciun proces termic de coacere, fierbere, apă sau prăjire, te invit pe blog Joe's Baby Recipes să descoperi acolo un univers al acestor mâncăruri. Și te mai invit să te abonezi canalului de YouTube și să pornești notificările ca să fii prima persoană care vede o rețetă pe care o împărtășesc cu tine. Așadar, spor la bucătărie și poftă bună! Te îmbrățișez! La revedere!